ție ce azi se împlinește cu noi. Să cercetăm, să înțelegem mesajul, timpul e scurt, vine ziua de-apoi. Și vă spun un bun venit aici, la Iacov Israel, de unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră. Lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos, că și în această seară sfântă de sabat ne strângem în jurul cuvântului lui și putem să transmitem mesajul sfânt din partea lui Dumnezeu. Dragii mei frați, înainte de toate, înainte să intrăm în mesajul din seara aceasta, fiindcă este sabat, și este o zi specială, este sărbătoare. Haideți să începem cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Așadar, vă invit la rugăciune împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, te lăudăm Dumnezeul nostru pentru că ești un Dumnezeu bun, plin de îndurare, care în momentele acestea cobori în mijlocul nostru ca să împarți binecuvântările tale cerești. Te rog din tot sufletul meu, arată-ți, Doamne, puterea și în această seară, prin cuvântul Tău și fă ca acest cuvânt care va fi transmis să aibă amprenta divină, iar Duhul Tău cel Sfânt să atingă inimile fraților și inimile noastre.
îți mulțumesc din toată inima mea, pentru că nu-L lași în necunoștință de cauză pe nimeni și Tu-ți dorești din toată inima ca tot să ne întoarcem la Tine. Tu ai pregătit locurile cerești pentru fiecare dintre noi. Așadar, aștepți ca noi să fim gata să mergem acasă. Te rog din toată inima, pregătește-ne pentru casă. În momentele acestea sfinte de sabat, vrem să începem cu Tine, Doamne, ziua aceasta. De aceea Ți-aducem glorie, închinare și cinste. Ție, Doamne, că meriți Fiului Tău și Duhului Sfânt, acum și în veci de veci. Amin. Iubiții mei frați, este o bucurie sfântă și în această seară să pot să vorbesc din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Este popas de seară, altar de seară, când copiii lui Dumnezeu încep în numele Lui Cuvântul Sfânt. Dați-mi voie înainte să încep prezentarea din seara aceasta, să aducem o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Așadar, îmi invit familia să vină împreună cu mine aici să cântăm o cântare pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Aș vrea să pun pe imagine. Imnul din seara aceasta este un imn cunoscut. Aș vrea ca și dumneavoastră să cântați împreună cu noi. Este imnul 370. Mai mult să te iubesc. Vreau, Domnul meu, de știi ce mult doresc să fiu al Tău. Așadar, înălțați și dumneavoastră glasurile dumneavoastră în casele unde locuiți și haideți să-L lăudăm pe Dumnezeu împreună. Thank you.
Dragii mei frați, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că suntem din nou împreună și putem să slujim înaintea lui Dumnezeu, să cântăm, să ne bucurăm, să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, să slujim înaintea dumneavoastră și să-i aducem slavă lui Dumnezeu pentru că e așa de bun cu noi. Îi mulțumim din tot sufletul nostru și poate că pentru unii dintre dumneavoastră începutul de sabat, poate că nu ați sărbat până acum sabatul și de aici înainte v-ați hotărât să începeți cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânte, frații mei, în alegerea aceasta. Da, Dumnezeu s-a odihnit, a binecuvântat sabatul și l-a sfințit. Iar toți acei care ați hotărât să faceți lucrul acesta, Dumnezeu să vă binecuvânte și să facă ca sabatul acesta în care am intrat împreună cu Domnul să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți cu pacea Lui, cu harul Lui și cu înțelegerea cuvântului pe care îl vom transmite în seara aceasta. Dragii mei frați, am cerut Domnului ca în această seară El să se atingă de cuvântul acesta, iar cuvântul să aibă putere. Ce ne-am face noi dacă n-ar fi Duhul Domnului care să se atingă de sufletele oamenilor? Noi suntem niște oameni slabi, pământ, o mână de țărână. Ce să facem noi? Nu facem nimic.
Dar este Dumnezeu. El ne-a spus că va trimite Duhul Sfânt și Duhul Sfânt face lucrarea aceasta. Și cred din toată inima că este prezent cu noi în seara aceasta, iar mesajul va avea un impact puternic asupra inimilor noastre, pentru că este al Lui. Dumnezeu să-și binecuvânte cuvântul. Rugați-vă și pentru mine. Rugați-vă. Rugați-vă de asemenea și pentru dumneavoastră să acceptați. Poate că este greu, așa este. Dar nu este imposibil. Cu Dumnezeu putem să trecem înainte, prin orice ar fi. Este greu dacă nu-L avem pe Domnul de partea noastră. Dar dacă suntem cu Domnul, cine va fi împotriva noastră? Da. Mi-aduc aminte de o experiență, aș vrea să o leg acum. Spune că un tânăr a fost crescut de mamă, pentru că a rămas orfan de mic. Și mama aceasta l-a crescut în temere de Dumnezeu de la început. Și băiatul acesta, când s-a făcut mare, a ales lumea și a pornit în lumea aceasta. Și ce se ofere lumea? Lucruri murdare. A ajuns să spargă bănci prin America, să omoare oameni. Și într-o bună zi a fost prins și condamnat imediat. Condamnat. Și trebuia să-l execute într-o piață acolo cu lume multă, martori, da? Să vadă, să nu se mai întâmple niciodată. Da? Un exemplu foarte, foarte urât omul acesta. Măcar că de mic fusese în biserică omul acesta. Și l-au luat acolo și l-au pus înainte ca să-l execute. Au spus, ai vreo dorință? Și băiatul acesta a spus, tânărul, da, am o dorință. La mulțime mult acolo, oameni, femei, tineri, bărbați, copii, plin acolo, să vadă când acest criminal era executat. Și spune că am o dorință. Care este dorința ta? Și el strigă cu voce tare. Dacă mama mea este aici în mijlocul acestor oameni. Și s-a făcut o liniște ca de mormânt acolo. Și deodată, prin mulțimea aceea își face simțită prezența, o femeie cu părul alb, da, o bătrânică cu picioarele desculțe și iese în față acolo și se uită la el plângând. Și el îi pune întrebarea, mamă, când toți mă condamnă și e normal să mă condamne, tu poți, mamă, să mă ierți? Și femeia aceasta îi spune, fiule, chiar dacă o lume întreagă te-ar condamna, tu ești copilul meu. Eu nu te pot condamna, tu ești al meu. Eu voi merge cu tine până la capăt. Dragii mei, pun din nou întrebarea. Dacă lumea aceasta va fi împotriva noastră, este nicio problemă dacă lângă noi rămâne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce dacă lumea aceasta? Noi suntem trecători, dragii mei frați, 70-80 de ani și ne ducem. Da, vine o altă generație, dacă pământul va... Mai Domnul va mai întârzia, vine o altă generație, ceea ce nu cred. Dar dau un exemplu. Da. Dacă Domnul este cu noi, cine să fie împotriva noastră? Dumnezeu să ne trezească la realitate, fraților. Să ne punem viețile în rânduială și să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Frații mei dragi, mesajul din seara aceasta se numește Testul credinței tale, testul credinței tale. Vă invit să citim împreună, să deschidem Scriptura împreună. În cartea Geneza, la capitolul 22. Geneza, capitolul 22. Și voi citi de la versetul 1 până la versetul 14. După aceste lucruri, pagina 22, pagina 22. Și doi. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață. A pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot
și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis rugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis, tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai curțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Iubiții mei frați, mesajul din seara aceasta, testul credinței tale, testul credinței tale. Un om în vârstă care nu mai trăgea nădejde că omul acesta va avea fii, măcar că Dumnezeu îi spusese, Avram, din tine va ieși un neam mare, tu vei fi mare, o națiune. Sara era înaintată în vârstă, doi bătrânei, dragii mei frați. Da. Până într-o zi când trei drumeți, trei călători obosiți poposesc la cortul lor acolo și se odihnesc lângă Avram sub copacul acela, în timp ce Sara pregătește mâncare pentru ei și unul din ei ia cuvântul și spune, la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. Și Sara a râs, a râs în spatele cortului. Ea nu a știut că cortul nu este nimic înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vede prin cort, El vede prin ziduri, El vede prin orice, pentru că este Dumnezeu, El este omniprezent. Da. Și Dumnezeu îi spune, Domnul Iisus îi spune, ai râs? Și ea spune, nu am râs. Ba da, ai râs. Și a știut că a râs în inima ei. Era o femeie în vârstă. Da, se apropiau de 100 amândoi, 90 și ceva de ani. Vei avea un fiu. Dragii mei frați, pentru Dumnezeu nu contează vârsta. Dumnezeu rupe toate barierele acestea și nu e nicio problemă. El din nimic poate face ceva foarte, foarte bun. Doi oameni aproape morți, da. Din ei se ridică o națiune întreagă. Uitați-vă! Da, chiar dacă biologic nu se mai putea avea copii, nu se poate. La Dumnezeu se poate. Când Dumnezeu spune, se poate. Dacă astăzi soarele, pământul, toate s-ar opri, o secundă ar sta pe loc, dragii mei frați, ar fi catastrofă mondială. Dar când Dumnezeu le oprește, nu este nicio problemă. Poate să stea o zi întreagă la porunca lui Dumnezeu. Nu e nicio problemă. Care e problema? La Dumnezeu până și marea se oprește, se ridică apele în părți, Iordanul la fel. Acesta este Dumnezeul nostru. Este vreo problemă ca Avram la vârsta de aproape 100 de ani să aibă copii? Nu este nicio problemă. Vine copilul acesta mult așteptat și îl iubea Avram ca pe ochii din cap.
El știa că multă vreme nu are să fie cu copilul acesta, pentru că viața pe pământ este scurtă și plină de durere. Și a încercat omul acesta lui Dumnezeu să-l învețe pe fiul lui, da? Să-l învețe toată cunoștința despre Dumnezeul cel viu, Dumnezeul lui Avram. Și a învățat tânărul acesta până într-o zi, când Avram îi spune: fiule, haide să mergem împreună. Și își mai ia cu el două slugi și un măgar. Și pe măgarul acela pune și lemnele de ardere, de tot, își ia cuțitul, focul și pornește. Pentru că Dumnezeu i-a spus ca să pornească. Dragii mei frați, m-am întrebat: Doamne, de ce a trebuit să meargă așa de departe? 3 zile! Vă dați seama, în 3 zile, cum inima acestui om a fost făcută praf, cum conștiința lui lucra într-una: măi, Dumnezeu mi-a spus sau nu mi-a spus Dumnezeu? Noi nu avem un Dumnezeu care spune să ne luăm copiii, să-i punem în foc. Neamurile fac treaba aceasta. Dacă o fi celălalt, dacă o fi Satan. Dar omul acesta, dragii mei frați, cunoștea vocea lui Dumnezeu și dintre mii și mii și mii de voci, el cunoaște tonalitatea vocii lui Dumnezeu. Și el știe că a fost Dumnezeu. Este Dumnezeul acela care a spus: ieși din Haldeea, din țara ta, și mergi. Unde, Doamne? Îți voi arăta. Acum îi spune: ia copilul și adu-l ardere de tot pe Moria. Dragii mei frați, 3 zile. Și spune că a pornit împreună cu copilul acesta. Copilul era mare acum. Testul credinței tale. Aș vrea să vă puneți în pielea acestui om și să gândiți: ați ajuns pe aici sau am ajuns pe aici? Și a ajuns la muntele acela. Lasă slugile și măgarul acolo. Ce face? Ia lemnele și le pune în spinarea copilului și începe să urce. Este, observați dumneavoastră că detaliile contează foarte mult. Nu a luat acolo lângă munte acolo să facă tot. Nu. Ci spune că a urcat cu băiatul la locul pe care îl spusese Dumnezeu. Nu oriunde aduci tu arderea de tot, nu oriunde, nu oricum. Nu. Sunt unii care spun: o zi din 7, merge și miercuri și joi și duminică. Nu merge așa. La Dumnezeu contează detaliile acestea. Și ajunge cu băiatul acesta. Aș vrea să vă spun că pentru Avram nu a fost simplu, dragii mei, până să aibă copilul acesta. Pentru că Dumnezeu a făcut o minune cu el. Și din Avram îi schimbă numele în Avraam. Iar Sarei din Sarai în Sara. Știți ce însemnau numele acestea? Avraam însemna părintele multor neamuri. Iar Sara, mama multor neamuri. Vă dați seama că omul acesta era cunoscut și el. Și ori de câte ori se întâlnea cu cineva: cum te... Avraam, măi, dar câți copii ai tu? Da, Dumnezeu l-a trecut prin încercările acestea și omul acesta nu a dat înapoi. Nu am niciunul, dar a venit până la urmă. Pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat cu fiul acesta. Și cu fiul acesta mare, să nu credeți că era mititel, ci era mare acum. Urcă pe munte cu fiul, cu lemnele în spinare și el cu focul și cuțitul în mână. La un moment dat fiul întreabă: tată, uite, lemnele tot, focul, cuțitul sunt aici, dar mielul de jertfă unde este, tată? Dragii mei frați, este o întrebare sfâșietoare. Ce ați fi făcut în locul lui Avraam? Și Avraam spune: fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu va purta. El știa, Isaac știa că pentru arderea aceasta de tot, pentru jertfa aceasta, trebuia neapărat un miel. Și omul ajunge sus cu copilul lui, cu fiul lui și începe să zidească altarul lui Dumnezeu. Probabil și cel mic l-a ajutat acolo. Și după ce face altarul, spune că Avraam l-a legat pe fiul lui. Dragii mei frați, gândiți-vă ce educație a avut copilul acesta să se lase legat de un tată în vârstă, înaintat în vârstă. Și el un tânăr acum în puterea vârstei lui.
Ce s-ar fi făcut Avram dacă ar fi fost în timpul nostru? Poate că i-ar fi făcut brânci, l-ar fi împins după muntele acelea, Isacul modern în timpul nostru. Și până jos ar fi făcut praf Avram. Gândiți-vă și dumneavoastră. Dar Isaac se lasă legat. Se lasă legat de tatăl său, pentru că el îl cunoaște pe tata și îl cunoaște și pe Dumnezeul tatălui lui. Ce credință mare! Ce credință mare, dragii mei frați! Da. Și după ce îl leagă, îl așează acolo sus pe lemnele acelea. Și se întâmplă ceva. Ridică mâna să-l junghie pe fiul. Și deodată se aude o voce și spune: Avrame, Avrame. Este acel care i-a schimbat numele. Este Dumnezeu. Da, nu pune mâna pe băiat. Am văzut că te temi de Dumnezeu. Ți-am văzut credința. Și spune aici un verset foarte frumos. Spune că Avram a ridicat ochii. Unde i-a ridicat? Dragii mei frați, berbecul era acolo, să știți. Era pregătit, dar Avram nu l-a văzut, pentru că a fost ascuns de ochii lui. Mielul acela, berbecul acela, simboliza pe Domnul Iisus Hristos, care el avea să vină și să moară pentru întreg neamul pământesc. Spune că a văzut un miel acolo, un berbec, cu coarnele înfășurate, în ce? Încurcate într-un tufiș. Ce simboliza lucrul acesta? Coroana de spini pe fruntea Domnului Iisus Hristos. Și a luat mielul acela bucuros și l-a pus pe altar. Iar Isaac a privit tot ceea ce s-a întâmplat cu mielul acela, gândindu-se că cu el trebuia să se întâmple. Dar Dumnezeu a intervenit în mod miraculos. Ce Dumnezeu mare avem, dragii mei frați! Și o credință puternică, o credință de mută munți. De aceea Avram este numit Părintele Credincioșilor. Părintele Credincioșilor. El nu l-a cruțat nici pe singurul lui fiu, pe Isaac. Da. Dumnezeu l-a adus aici să vadă cât de mult își iubește el fiul. Și Dumnezeu va pune stop pentru că are un alt plan, dar să cunoască durerea aceasta pe care el o avea să o simtă pentru fiul său. Dar pe fiul său nu l-a salvat nimeni, pentru că el a venit de bună voie și a murit pentru păcatele noastre. Exact ca mielul acela care a fost pus pe altar și a fost junghiat. Dragii mei frați, testul credinței tale. Ai ajuns pe aici? Ai avut așa de mari încercări în casa ta? S-au cutremurat vecini, părinți, ce? Nu. Nu. Că Dumnezeu nu ne încearcă cu încercări care sunt peste puterile noastre. Am fost odată cu fratele Nicu Butoi la o soră, v-am mai spus, am pus și o imagine mică cu ea. Da, un videoclip micuț. O femeie care nu mai avea chip și foarte puțin, n-am văzut în viața mea așa ceva. Să nu mai ai ochi, să nu mai ai nas, să nu mai ai gură, decât o gaură imensă în cap, în care băgai amândoi pumnii. Da. Unul la un milibard, eu știu, de oameni există pe fața pământului așa ceva. Și femeia aceasta a putut să ducă până la cap. Ce s-ar fi întâmplat dacă era peste mine această încercare? Dar femeia aceasta a mers 14 ani și soțul dânsei la fel a avut grijă de ea. El nu se mai uita la gaura aceea imensă, ci el știa chipul soției lui din tinerețe și avea grijă de ea. Dragii mei frați, testul credinței tale. Ai ajuns ca Avram? Dacă nu, dragii mei frați, suntem încercați în lucruri mici. Mă întreb de multe ori, de ce cădem? Sau de ce alegem să cădem? Aș vrea să merg mai departe și să pun câteva
citate din spiritul profetic. Mărturii, volumul 1, pagina 453. Spune că Avraam l-a ascultat pe Dumnezeu. El nu a ținut seama de sentimentele sale, ci cu o nobilă încredere și credință în Dumnezeu s-a pregătit pentru călătorie. Cu inima sfâșiată de durere, a privit către mama iubitoare, mulțumită, care îl sorbea din priviri cu profundă afecțiune pe fiul făgăduinței. Însă el și-a luat fiul cu sine. Avraam a suferit, dar nu a îngăduit ca voința lui să se ridice în răzvrătire împotriva voinței lui Dumnezeu. Simțul datoriei, simțul asprei datorii, era singurul care îl stăpânea. El nu a îndrăznit nici măcar pentru o clipă să țină seama de sentimentele sale sau să cedeze în fața lor. Singurul fiu mergea alături de el. Tatăl cel hotărât, iubitor, zdrobit de durere, vorbind preocupat de un singur lucru, rostind iar și iar numele cel iubit al tatălui și apoi întrebând: unde este mielul de jertfă? Oh, ce încercare pentru credinciosul tată! Îngerii priveau această scenă cu uimire, cu plăcere. Credinciosul slujitor al lui Dumnezeu chiar l-a legat pe iubitul său fiu și l-a întins deasupra lemnelor. Cuțitul a fost ridicat când un înger a strigat tare: Avraam, Avraam, să nu pui mâna pe băiat. Am văzut că nu este ușor să fii creștin. Nu este mare lucru să porți numele de creștin, însă este un lucru mare, sfânt, să trăiești o viață de creștin. Așa este, frații mei dragi. Pentru că creștini toți ne numim, dar să trăim o viață de creștin, da, foarte puțin o trăiesc. Mai avem doar puțin timp spre a ne asigura coroana veșnică și un raport de fapte bune și datorii împlinite în ceruri. Fiecare om, pom, este judecat după fructele pe care le face. Orice om va fi judecat după faptele sale, nu după ceea ce pretinde că este sau după credința lui. Nu se va pune niciodată întrebarea: ce ai susținut tu că ești? Ci ce roade ai adus? Dacă pomul este rău, și fructul este rău. Iar dacă pomul este bun, el nu poate aduce roade rele. Nu poate aduce roade rele. Dragii mei frați, ce fel de pomi suntem? Nu cumva suntem pomi dintre aceia care nu fac rod? Am pus și eu în urmă cu 4 ani, 5 ani, 10-15 pomi în curte acolo și tot mă uit în fiecare an să fac rod. Unii dintre ei au început, așa este. Dar mă uit la niște meri în fiecare an. Niciodată nu am văzut nicio floare în ei sau peri. Și aștept, s-au făcut mari. S-ar putea să se numească măr, dar să nu facă mere, să nu facă fructe. Să numească păr, dar să nu facă nicio fructă. S-ar putea să te numești creștin, dar să fii departe de Dumnezeu. Da? Departe. Pentru că sunt mulți astăzi care sunt în stare să scrie pe cămăși, pe, să tatueze, eu știu, pe haine, creștini cu C mare, să vadă toți care sunt ori spiritual, că el e creștin. Dar de fapt, da, departe de Dumnezeu. Așa să merg mai departe, dragii mei frați. Un alt exemplu, testul credinței tale. Mi-aduc un om aminte de un om mare al lui Dumnezeu, un om care a răbdat foarte mult. Măcar că a fost pe pământul acesta, nu știu cum am trece noi pe aici, pe unde a trecut el. Dacă am reușit, dar nu știu. Răbdarea lui Iov. Dumnezeu l-a binecuvântat pe omul acesta cu multă avuție. Iar deodată omul acesta devine falimentar.
O criză pune stăpânire peste casa lui și tot ce avea, tot ce avea se duce într-o zi. Împreună cu slugi, cu tot, cu tot, cu tot. O încercare, testul credinței lui. Satana vrea ca să-l facă să cadă și este testat până la sânge omul acesta. Dragii mei frați, vântul bate din toate părțile în omul acesta, da? Iar el stă ca un copac verde, ca un brad în mijlocul furtunii, în mijlocul zăpezii înghețului, unduindu-și crengile în stânga și în dreapta. Dragii mei frați, nu reușește prin avere, prin criza aceasta care cade peste el și familia lui. Apoi Satana lovește în copii, 10 copii. Nu i-a mai rămas unul să zică, m-am și eu unul. Toți 10, 10 tronuri. Spuneam de mai multe ori. Un om, nu știu dacă poate trece peste suferința aceasta, dar omul acesta este mare, mare. Este mare. Și dau slavă lui Dumnezeu că s-a găsit pe pământ un astfel de om și este pus aici în Scriptură, ca noi să ne aducem aminte și să fim și noi, dacă el a putut, și noi putem să trecem cu bine pe aici. 10, 7 fii și 3 fete. Casa cade peste ei. Satan nu se oprește aici și vântul bate din toate părțile, uraganul acesta puternic, mai să rupă acest copac falnic care avea rădăcinile înfipte în stâncă, care este Iisus Hristos, stânca veacurilor. Spune că după moartea copiilor, Iov este atins din talpă până în cap, da? Cu o boală, cu o bubă grea. În momentele acelea nimeni nu-l mai cunoaște, toți îl abandonează, așa cum astăzi unii își abandonează pe cei dragi, pe prietenilor. Și el alege să stea pe cenușă acolo, cu ciobul în mână, să se răcâie. Dragii mei frați, până și soția, Satan se folosește de soție și spune, bleastă-mă pe Dumnezeu și să mori. Ei nu-i trebuie un om plin de bube. Nu-i place așa ceva. Și omul îi spune, vorbești ca o femeie nebună? Dumnezeu ne dă binele, dar să nu primim și lucrurile acestea? Trebuie să le primim pe toate. Măcar că nu mai avea nimic omul acesta, dragii mei frați. Testul credinței. Pun întrebarea, ai trecut pe aici? N-ai trecut. Atunci taci. Nu mai murmura când vine câte o încercare mică peste tine. Și omul acesta, Satan nu se oprește. Și stând el acolo pe cenușă, când nimeni nu-l mai băga în seamă, și frați și surori, toți s-au depărtat de el și a ajuns un om al nimănui. În momentele acelea apar 3 binefăcători, care începutul a fost bun. Spune că l-au văzut de departe și au plâns oamenii ăștia și au vărsat multe lacrimi și au venit lângă el și au stat 7 zile fără să zică nimic. Dragii mei frați, e un lucru mare. Da, au jucat un teatru foarte puternic oamenii ăștia. Poate că, da, chiar au trebuit să tacă. Dar după 7 zile, oamenii aceștia își arată adevărata față și încep să lovească în Iov. Și Iov este lovit acum de cei mai buni prieteni ai lui și lovesc unul mai mare, unul mai mijlociu și unul mic și dau toți în el. Și el încearcă să se apere, bolnav așa cum e, muribund, cu carnea lui care putrezise, dragii mei frați. Pe ei nu i-a atins rana aceea grea și își permit să vorbească, așa cum mulți ne permitem să ne dăm cu părerea despre oamenii lui Dumnezeu, să lovim în ei. Da. Fraților, la final Dumnezeu spune că i-a spus lui Iov să se roage pentru cei 3, ca să poată să trăiască, ca Dumnezeu să le lungească zilele. Și Dumnezeu îl binecuvântă pe omul acesta la final,
cu avere din nou și cu încă 10 copii. Dragii mei frați, am văzut ceva care m-a întristat foarte mult. Spune că la final, da, surorile și frații lui Iov au venit la el și i-au oferit toți câte un chesita și câte un inel. Păi unde au fost înainte? Au venit acum la final. De ce ați venit acum? Încercarea credinței. Satan îl mai încearcă încă o dată. Mă, să ia la goană acum. Acum de ce veniți? Cât am stat jos, nu ați venit niciunul. Toți m-ați părăsit. Ai trecut pe aici, ascultătorule? Da? Ai fost încercat ca omul acesta? Nu ai fost încercat. Dar te revolți când ai câte o problemă micuță, sari în sus și bați din picioare. Ție nu-ți convine. Încercarea nu-ți place ție. De ce, Doamne? De ce, Doamne? Unii sunt în stare să se certe cu Dumnezeu, să arunce cu țărână înspre cer. Pentru ce? Merg mai departe. Nu ai trecut nici pe aici. Dă-i slavă lui Dumnezeu că ești încercat în lucruri mici, mărunte, dar pe care nu le treci, pentru că nu vrei. Doamne, iartă-ne pe fiecare dintre noi. Dragii mei frați, merg mai departe. Un alt exemplu. 4 tineri sunt duși la Babilon. Printre ei, Daniel și cei 3 tovarăși ai lui. Dar împreună cu acești 4 au fost foarte mulți luați și duși la Babilon. Foarte mulți. Și vine un timp când sunt testați. Primul test. Vă spun că dacă oamenii aceștia, tinerii aceștia, cădeau la testul acesta care l-a avut cu privire la consumul de mâncare, Dumnezeu nu mai mergea cu ei la testul al doilea. Da. Dar oamenii aceștia, tinerii aceștia, decid ca ei să nu se spurce cu mâncarea de la masa împăratului. Dragii mei frați, numai să zici în imperiul acela babilonian că împăratul are mâncare spurcată, erai omorât imediat. Și acești 3 tineri și Daniel nu vor să consume mâncarea împăratului. E primul test pe care oamenii lui Dumnezeu îl trec cu bine. Iar după 10 zile, când se uită cel care îi îngrija la fețele lor, observă că oamenii aceștia, tinerii aceștia, sunt mult mai frumoși decât ceilalți și de 10 ori mai înțelepți. Ce Dumnezeu mare avem! Ești testat? Mergi cu Dumnezeu înainte, omule, pentru că Dumnezeu e cu tine și te va face să ieși cu bine din testul acesta. Urmează un alt test în Valea Dura acolo, cuptorul fumegă, fum negru pe cer. Iar într-o parte în valea aceea, o statuie imensă de 30 de metri care sclipea în bătaia soarelui. Se știa, cine nu se închină, avea să fie aruncat în cuptorul acela care arsese pietrele, le făcuse cavarul pe lângă el. Nu puteau să treacă pe lângă el de căldura aceea insuportabilă. Doar să te gândești să fie aruncat cineva acolo. Dragii mei frați, testul credinței tale. Și li se spune, când veți auzi sunetul muzicii, orchestrei, chimvalului și toate instrumentele acelea, la pământ, cine nu face lucrul acesta va fi aruncat în cuptorul acela. Da. Închinare. Și se găsesc, dragii mei frați, în marea aceea de tineri și de oameni și de eu știu mai ce erau acolo, învățați, se găsesc 3 care rămân ca 3 brazi în mijlocul unor oameni care se pleacă până la pământ, închinându-se și dând închinare satanei, pentru că nu statuia aceea era problema. Iar închinarea, în loc să-i o dai lui Dumnezeu, o dădeai satanei. Presupun că satana era pe sus, pe
acea statuie și accepta închinarea lor și vroia și închinarea celor trei, dar acești trei tineri rămân în picioare, cu frunțile sus, privind spre cer. Izbăvirea noastră este sus. Și li se trage atenția și spune, oare din adins? Ia mai încălziți de 7 ori. Împărate, dar de șapte ori. Nu știu ce-o fi pus în cuptorul acela să fie de 7 ori. Vă dați seama ce a fost acolo, pentru că cei care au făcut în cuptorul acela, care au pus lemne sau ce-o fi pus în cuptor, au murit, au fost arși. Cu greu mergeau să deschidă și ușa acolo. Și oamenii lui Dumnezeu spun, poți să-L încălzești de câte ori vrei. Dumnezeul nostru poate să ne scoată de aici. Și chiar dacă nu ne-L scotea, nu e nicio problemă. Murim pentru Dumnezeu. Da, noi murim pentru Dumnezeu. Testul credinței. Îl ascultam pe fratele Valentin Dănăiață și într-o prezentare a spus, dânsul, nu știu, eu nu am găsit până acum, spunea că 300 de evrei se aflau acolo la locul acela în Valea Dura. 300 de evrei, la fel ca ei. Și cei 300 s-au plecat înaintea chipului aceluia de aur, statuia aceea imens, s-au plecat înaintea ei. Dar cei 3 au rămas în picioare. Mi-am pus întrebarea, oare cei 300 s-au mai întors vreodată la Dumnezeu? Biblia nu ne mai spune nimic. Nimic. Este un loc. E ceva greu. Aceeași credință. Părinți care i-au învățat pe copiii aceia și da, au ales să se închine de teama morții, nu lui Dumnezeu, ci unei statui. Dragii mei frați, spune că au fost luați cei 3 și aruncați acolo în cuptorul acela. Dar s-a întâmplat ceva. Să știți că cei 3 au spus, chiar dacă Dumnezeul nostru poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne va scăpa, nu este nicio problemă. Erau conștienți că dacă Dumnezeu nu intervine, nu e nicio problemă. Ei vor muri pentru Dumnezeu. Și au fost aruncați în mijlocul cuptorului. Iar în mijlocul cuptorului se întâmplă ceva. După ce ușa cuptorului este închisă, însuși Dumnezeu coboară în mijlocul cuptorului. Pentru că Dumnezeul nostru, Creatorul, este mai mare decât flăcările focului. Iar flăcările focului ascultă de Dumnezeu. De multe ori m-am întrebat și de multe ori m-am întristat întrebându-mă așa, Doamne, și focul ascultă de Tine. Numai noi care suntem creați după chipul și asemănarea Ta, noi nu vrem. Noi suntem departe, suntem căpoși noi. Coboară Dumnezeu în mijlocul cuptorului. Nu contează că e funigine, că e negru pe acolo sau cum o fi. El coboară lângă cei 3. Da? Așa se întâmplă. Testul credinței. Întreb, dragul meu frate și stimată soră, ai trecut pe aici? Viața ta a fost pusă în pericol? Ai trecut prin cuptorul acesta al încercării? Unde a fost încins de 7 ori mai mult? Sau dacă n-ai trecut, nu mai sări în sus. De ce, de ce, de ce, de ce? Răbdarea lucrează pentru binele nostru. Noi trebuie să fim șlefuiți, dragii mei frați, pe pământul acest. Mi-a zis cu tare ceva. Măi, și dacă ți-a zis ceva, dacă nu sari în sus ca o minge, că parcă tu ești în cuptor acum. Te-a pus la prăjit. Stați, măi, oameni, să stăm în banca noastră, că nu suntem... Aceasta nu e încercare, că mi-a zis cu tare sau că nu știu ce. Da, este euul nostru care nu poate să treacă peste. Și dacă ți-a zis, care e problema? Lasă-l să zică. La mine s-a întâmplat ceva săptămâna trecută. Am fost încercat. Vecinul meu, unde stau, de la etajul mai jos,
A venit, a bătut la ușa mea și a spus, Marius, curge apa de la tine la mine. Și i-am spus, voi face să nu mai curgă, nu e nicio problemă. Și am vorbit cu vecinul de sus, care este instalator, să vină să rezolve problema, pentru că nu e normal ca să curgă apa de la mine la el. Și a venit și a zis, trebuie să dăm, să facem o gaură aici, în baie. Și s-a gândit el unde să facă gaura aceea. Eu nu mai aveam faianță pentru... Și a făcut o gaură jos, a spart o faianță mare, a scos-o afară. Și am zis și eu, e foarte bine dacă se va rezolva problema, că nu se vede, că e masca acolo și nu se... Da. Dar omul s-a uitat și a spus, nu vine de aici, nu vine de aici. Trebuie să fac și la jumătate să mai fac o gaură mare. Mai spargem o faianță. Da, faianță de 60 pe 30, mare. Și am spus, dacă dumneavoastră vreți, spărgeți-o. Zic, nu știu de unde voi lua. Și a spart-o. Și s-a uitat și a spus, nu vine de aici. Nu, nici de aici nu vine. Trebuie să mai facem o gaură aproape de tavan, să mai spargem acolo o placă. Și am spus, dacă credeți că pe acolo vine, spargeți. Și am mai spart încă o dată. Și când a spart-o și pe aceea, a spus omul, știi ceva? Nu vine pe aici apa. Eu cred că este de la mine de sus. Și s-a dus omul sus și a rezolvat toată problema de acolo de la el. Ce aș fi putut să fac eu? Să încep să sar în sus acum, să mă pun supărat, uite că mi-a spart, că a făcut cadres. Nu! Ce să facem, fraților? Noi suntem peregrini pe pământul acesta. Dacă le-a spart, ce să fac acum? Merg înainte. Mergem înainte. Dacă m-aș fi purtat urât să vorbesc, uite, vezi, mi-ai spart, acum de ce? N-a fost de la mea. Cu ce îl ajutam pe omul acesta? Dar trebuie să arătăm că suntem creștini. Și am spus, uite, fiindcă mi-ai spart lucrurile acestea și așa, eu vreau să te și plătesc acum. Nicio problemă. Deci ai muncit și să spargi acolo și asta. Nu, Mariu, s-a simțit omul așa și a spus, nu, Mariu, și a spus, nu se poate, nu se poate. Și a spus, nu, Mariu, nu se poate, e prea mult, nu trebuie. Și s-a simțit el acum că, da, mă vede în altfel acum om. Vedeți, fraților, pentru o vorbă unii sărim în sus, nu ne convine, ne-a făcut, a sărit găina în curtea celuilalt și a mâncat o ceapă. Păi și dacă am mâncat o ceapă, care e problema? Să nu-l mai vezi, iei găina, ai rupe aripa, o arunci moartă dincolo, să eu știu ce mai faci. De ce așa ceva? Unde suntem? Testul credinței tale. Ești testat în lucruri mici. Dumnezeu nu te-a chemat să fii tu un martir, să fii pus pe lemn și eu știu ce crucificat. Lucruri mici, dar nu poți să treci. Și mereu și mereu tot aici te împotmolești. Și Dumnezeu vrea să te salte mai sus, mai sus. Nu se poate. Pentru că nu vrei. Da. Cei trei tineri în cuptor și Domnul este cu ei acolo. Iar cei trei tineri ies împreună cu Domnul biruitori. La fel Daniel. Nu mai ai voie să te mai închini. Cine spune? Împăratul, autoritate. Măi, unde scrie așa? Dacă spun eu, amenzi, 200 de milioane, 500 de milioane. Amenzi, n-ai voie să te închini. Viața, dragii mei frați, te costă viața, Daniel, dacă te vei închina. Și spune că omul acesta, cum avea obiceiul, deschidea geamurile spre Ierusalim și se ruga. Frații mei dragi, care este obiceiul nostru? În aceste timpuri târzii, nu cumva am uitat cărările cele vechi și ne-am făcut alte obiceiuri după care mergem? Da? Au venit, l-au luat și l-au aruncat într-o groapă cu lei. Dar se întâmplă ceva. Testul credinței. Daniel merge înainte, el se roagă Dumnezeului celui viu. Se întâmplă ceva. Dumnezeu coboară în mijlocul leilor. Nu contează că locul este murdar,
pentru maestatea cerului. El coboară acolo, printre leii aceia, nemâncați. Iar leii aceia devin niște miei lângă Creatorul lor. Testul credinței tale. Ai trecut pe aici? Ai fost aruncat prin gropi cu lei și în cuptoare aprinse și eu știu cum? Da, nu ai trecut. Atunci, ce sărim în sus, oameni buni? Pentru o vorbă. Nu mai ne vorbim ani de zile. Măi, mi-a zis cu tare o vorbă și nu mai uiți, nu mai treci mai departe. Nici nu vrei să-l ai vecin în împărăția cerului. Păi nici nu vei ajunge nici tu. Merg mai departe. Merg mai departe. Măcar că testul credinței acestor oameni a fost foarte mare. Mi-aduc aminte o experiență tristă care s-a petrecut în America. Două fete tinere, au fost omorâte de un om care ulterior a fost prins și a anchetat de poliție. Și omul a spus pentru ce le-a omorât. Pentru ce le-ai omorât? Păi m-am întâlnit cu ele și am întrebat-o pe una din ele, crezi în Dumnezeu? Și a spus, cred în Dumnezeu. Și omul a scos pistolul și a executat-o în direct. Și a căzut jos acolo pe caldarâmul acela și sângele țâșnea din capul ei. Cealaltă care văzuse și auzise întrebarea pe care o pusese criminalul și o vedea pe fată cum se zbătea jos, îi se pune aceeași întrebare și spune, crezi în Dumnezeu? Și spune, cred în Dumnezeu. Scoate pistolul și omoară și pe aceea. Dragii mei frați, e de joacă cu credința aceasta și poate că cea prima, ea n-a știut că dacă spune că crezi în Dumnezeu este un lucru rău în mintea acelui criminal. Dar cealaltă care a auzit răspunsul fetei și pentru ce a fost omorâtă, a spus, cred în Dumnezeu. Avea toată viața înainte, da? Toată viața înainte, căsătorie. Aia nu era vorba ca ceva micuț, uite măi, face ceva, o durere mică. Nu. Cred în Dumnezeu. Și acele fete au ales să își depună viețile înaintea lui Dumnezeu. Testul credinței lor. Te întreb, ai ajuns pe aici? Întreb din nou, ai ajuns? Nu ai ajuns. Atunci, de ce atâta caz înaintea lui Dumnezeu? Că ți s-a întâmplat ție și ai făcut-o și... Pentru ce? Mi-aduc aminte de un alt exemplu. Martirii oamenii lui Dumnezeu, care din 538 până în 1798, timp de 1260 de ani, au fost făcuți una cu pământul. Dragilor, nu e vorba de un an aici, sau doi ani. Hai mă, 5 ani și s-a terminat. 1260 de ani. Gândiți-vă, sunt ani aceștia, atâtea generații care au venit și au omorât, și au omorât, și au omorât peste 50 de milioane de martiri. Pentru ce? Pentru că se găseau în casele lor paragrafe din scripturi, da? Versete, capitole, texte, da? Le găseau acolo. La moarte cu el, puneți-l pe rug, pe rug. Și ardeau oamenii lui Dumnezeu ca torțele. Mi-aduc aminte de Jan Hus. Da. Și spune că acest mare om al lui Dumnezeu, în timp ce ardea ca o torță, și-a înălțat glasul în mijlocul flăcărilor și a început să cânte și să-i dea slavă lui Dumnezeu. Pentru că așa sunt oamenii lui Dumnezeu. Uitați-vă la Ștefan, în timp ce este lovit cu pietre, spune, Doamne, nu le ține în seamă. El nu zice, Doamne, să se aleagă praful să facă cum aceste lucruri rele pe care unii dintre noi le spun. Ci omul spune, Doamne, nu le ține în seamă, în mâinile tale, Tată, îmi predau Duhul. Și apoi spune că a murit. Dragii mei, care am face așa? Ai trecut pe aici? Poate că ți-ai luat vreo piatră în cap de la cei care știu să dea cu pietre, că sunt unii care... De atât a dat cu piatra, unii pot să dea și de la distanță,
Știți? Pot din oraș în oraș, așa, poate mai departe, din țară în țară, îi aruncă o piatră prin telefon. O vește direct în cap, pe frate, pe soră, pe oricine. Ei știu să dea cu pietre. Problema este cum te comporți tu când ți-ai luat o piatră în cap. Uitați-vă ce făceau oamenii aceștia. Da. Ianhus, în timp ce ardea, te arzi un pic la deget acolo și sari în sus. Nu-ți convine. Dar gândiți-vă cum omul lui Dumnezeu este legat pe lemnul acela și arde ca o torță, iar el cântă imnuri pentru Domnul Iisus Hristos. Ei n-au zis, stai să aruncăm cu pietre acum, fiindcă dai sau Ștefan, și voi dați cu pietre, stai să vă spun eu acum, că și așa mor. Să vă spun eu cât ați făcut voi și... Na, Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. Valdenzii, munții Piemontului, le-au luat tot, case, tot. Și au plecat doar cu ce aveau pe ei, dragilor. Și nu i-au lăsat nici în munții aceia, ci au venit și i-au vânat ca pe niște fiare sălbatice. Așa au fost hăituiți. Au fost copiii aruncați în sus și prinși în baionete, zdrobite capetele de stânci, iar pe cei înalți, pe cei mari, aruncându-i din vârful munților și stâncilor. Așa s-a întâmplat cu oamenii ăștia. Ce au făcut? Că au avut cuvântul lui Dumnezeu și au rămas la stă scris. Dragii mei frați, se pune din nou întrebarea, testul credinței tale. Ai ajuns pe aici? N-ai ajuns. Atunci, de ce sari în sus? Nu-ți place să fii testat tu. Tu nu vrei să treci mai departe, pentru că nu vrei. Aș vrea să citesc din Spiritul Profetic câteva paragrafe acum. Gânduri despre Cartea Apocalipsei, pagina 13. Am fost dus înainte pe timpul în care păgânii idolatrii persecutau și ucideau pe creștini. Sângele curgea cum? În torente, dragii mei frați. Nobili învățați și oameni de rând erau uciși fără milă. Familiile bogate erau aduse la sărăcie pentru că nu vreau să-și părăsească credința. Cu toate prigonirile și suferințele la care acești creștini erau supuși, ei nu vroiau să coboare standardul. Ei nu vroiau. Dragilor, noi ce facem astăzi? Noi îl coborâm atât de jos, putem să călcăm pe el. Ei și-au păstrat credința curată. O să vorbesc despre credința curată. Care este credința curată? Am văzut că Satana tresălta de bucurie și triumfa în fața suferințelor lor, dar Dumnezeu privea cu deplin aprobare la martirii săi credincioși. Creștinii care au trăit în vremea aceea de groază au fost nespus de prețioși pentru el, deoarece erau gata să sufere de dragul lui. Fiecare suferință îndurată le sporea răsplata în ceruri. Deși Satana se bucura de suferințele sfinților, el tot nu era mulțumit. El dorea să stăpânească mintea tot așa cum stăpânea trupul. Suferințele îndurate de ei au avut ca efect doar apropierea lor de Domnul, conducându-i să se iubească unul pe altul și determinându-i să se teamă mai mult ca oricând, să nu-l întristeze. Satana dorea să-i facă să-l nemulțumească pe Dumnezeu. În felul acesta, ei și-ar fi pierdut puterea, forța și fermitatea. Deși erau uciși cu miile, în locul celor căzuți apăreau alții. Satana vedea că își pierde supușii, că cu toate că suferau prigoniri și moarte, ei erau protejați de Iisus Hristos pentru a fi supuși ai împărăției lui. Din acest motiv, Satana și-a făcut în așa fel planurile încât să lupte mai cu succes împotriva guvernării lui Dumnezeu și să înfrângă biserica. El i-a condus pe păgânii idolatrii să îmbrățișeze o parte din credința creștină. Ei susțineau că cred în răstignirea și învierea Domnului Hristos
și au propus să se unească cu urmașii lui Iisus, fără însă să-și schimbe inima. Vedeți cum au venit păgânii? Așa au venit cu duminica lângă sabat. Oh, ce primejdie grozavă pentru biserică! Era un timp de chin psihic. Unii gândeau că dacă se vor coborî și se vor uni cu idolatrii care primiseră o parte din credința creștină, aceștia ar fi fost mijlocul pentru deplina lor convertire. Satana căuta să corupă învățăturile Scripturii. Satana tresălta de bucurie văzând cât de mulți au decăzut și apoi el a determinat biserica decăzută să constrângă pe cei ce vreau să-și păstreze curăția credinței lor sau să accepte ceremoniile lor și închinarea la chipuri cioplite sau să fie omorâți. Focul persecuției s-a aprins din nou împotriva adevăratei biserici a lui Hristos și milioane de oameni au fost uciși fără milă. Convertirea cu numele a lui Constantin în prima parte a secolului al IV-lea a produs o mare bucurie, iar lumea îmbrăcată cu o formă a neprihănirii a pătruns în biserică. Vedeți? Și astăzi Constantin este pus în numărul sfinților. Acum lucrarea de corupție a progresat repede. Păgânismul, deși părea că fusese învins, a devenit biruitor. Spiritul lui stăpânea biserica. Învățăturile, ceremoniile și superstițiile au fost introduse în credință și închinarea pretinșilor urmași ai lui Hristos. Acest compromis între creștinism și păgânism a dezvăluit omul fără de legii, prezis în profeție ca unul care se împotrivește și se înalță pe sine mai presus de Dumnezeu. Acest sistem uriaș de religie falsă este o capodoperă a puterii diavolului, un monument al eforturilor lui de a se așeza pe tron pentru a conduce pământul după propriul plac. Dragii mei frați, uitați-vă ce s-a întâmplat acolo. Adevărata credință, vă vorbeam despre ea. Dar care este, Doamne, credința curată? Care este credința curată? Apocalips capitolul 14, versetul 12. Apocalips capitolul 14, versetul 12. Haideți să vedem despre ce credință este vorba aici. Pagina 1216. Spune: aici este răbdarea sfinților. Notați-vă versetul acesta și subliniați. Să vedeți și să știți care sunt sfinții lui Dumnezeu. Sfinții îi numește. Aici este răbdarea sfinților. Ei au răbdare, răbdarea lui Iov. Care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Care este credința curată a lui Dumnezeu? Credința lui Isus, care constă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Dragii mei frați, nu eu vorbesc, nu eu am scris textul acesta aici. Dacă aveți ceva de împărțit și de nu vă convine textul acesta, certați-vă cu cel care a insuflat Sfânta Scriptură, nu cu mine. Așadar, sfinții lui Dumnezeu sunt acei care au ales să păzească poruncile lui Dumnezeu și să aibă credința lui Isus. Sunteți mulți care spuneți, eu am credința mea în Isus. Nu, nu, nu. Biblia nu vorbește de credința în Isus, că și dracii cred și se înfioară. Credința lui Isus e cu totul diferit aici. Dacă ți-ai ales credința lui Isus, înseamnă că respecti exact ceea ce El a făcut. Nici la stânga, nici la dreapta. Da. Isus merge în sabat în sinagogă. Tu dacă te duci duminica sau în oricare altă zi și nu e în sabat, nu e ziua a șaptea, înseamnă că aceea nu e credința lui Isus. Nu este. E credința oricui al cuiva, dar a lui Isus nu. Dacă spui că îl cunoști pe Dumnezeu și bați cu pumnul în masă și rupe amvonul în două, că tu îl cunoști și nu păzești poruncile lui Dumnezeu, textul spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 3 și 4, cine zice că îl cunosc și nu păzește poruncile, este un mincinos. Așadar, dragii mei frați, pot fi oameni îmbrăcați frumos,
care ținți cartea în mâna dreaptă sau mâna stângă, dar să mintă, pentru că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei mint, mincinoși. Nu eu spun, nu-mi permit să spun așa ceva, ci Scriptura spune. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 3 și 4. Haideți să citesc. Pagina 1199. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Versetul 3. Iar versetul 4. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Nu este în el. Acum se pune întrebarea, dragii mei frați. Este bine să citim versetul acesta sau să-l scoatem de aici? Să-l dăm afară, să-l ștergem, așa cum ați vrea unii dintre dumneavoastră. Ascultați-mă, nu poți nici să-l dai afară, nici să-l ștergi, nici să pui tu altul de la tine. Apocalips, capitolul 22, versetul 18 și 19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, îți permiți tu să combați, tu vii cu un alt text, ca să demonstrezi tu că nu e așa. Dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Așadar, lasă tu să mai faci pe, eu știu pe ce, pe poetul, să scoți tu, să pui tu, să... Nu, nu, nu. Lasă așa cum a făcut Dumnezeu. Cartea aceasta e stropită cu sânge. Au murit mulți pentru cartea aceasta. Și priviți că a dăinuit cartea aceasta. Este GPS-ul pe care Dumnezeu l-a adus pe pământ să conducă omul spre cer. Cartea cărților. Dragii mei frați, testul credinței tale se pune din nou întrebare. Ai trecut pe aici, pe unde au trecut oamenii aceștia, martirii lui Dumnezeu? Ți s-a luat tot, fii dat în stradă, condamnat la moarte, să pleci cu în cămașă și dăsculți? Nu, n-ai ajuns pe aici. Va veni timpul. Nu suntem departe. Ne apropiem cu pași repezi. Să știți că se aude în zare zgomot de prioană, foarte curând. O prioană mare se va întinde pe fața pământului. Cu toate că unii bat din tobe că nu va mai fi, nu vor mai fi martiri pe pământ. Nu vor mai fi, mă. Roma nu se schimbă niciodată. Niciodată. Testul credinței tale. În familia ta, poate că ai probleme în familia ta. Da. Nu te înțelege bărbatul. Nu te înțelege. Tu ai ales ca să-i slujești lui Dumnezeu. Și el nu te înțelege. Roagă-te pentru el. Primește mustrările din partea lui cu bucurie. Iubește-l în continuare. Strigă la Dumnezeu. Și mergi înainte. Dumnezeu privește la lacrimile tale. Și nu te lasă. Nu vei fi testată mai mult decât poți duce tu testul acesta. Mergi cu Dumnezeu înainte. Nu te mai înțelege soția. Ai devenit un neînțeles. Nu mai însemni nimic pentru ea. Ești un nimeni de aici înainte. Separare, toți. Mergi înainte. Pot să se mute munții, dragii mei frați. Dar noi trebuie să stăm lângă Dumnezeu. Iar prin comportamentul nostru, soția și soțul trebuie să vadă că noi suntem copii de Dumnezeu și ei trebuie să fie salvați și ei. Dacă ei nu vor vrea, tu vei fi mărturie vie la judecată și Dumnezeu te va aduce pe tine și te va pune ca o dovadă vie. Ai fost în casa aceea și n-au vrut să te primească, n-au vrut să-L primească pe Domnul. Dragii mei frați, care sunteți martiri, care martirajul vostru a început
înainte de vreme, aș vrea să vă spun ceva și nu uitați. Istoria vieții voastre este în mâna lui Dumnezeu și El știe cum se va termina. Stați în mâna Lui, mergeți pe mâna Lui. El merge cu voi pas la pas. El cunoaște povestea vieții voastre. Fii tare! Chiar dacă s-ar părea că se năruie cerul, nu dispera, fii calm. El este cu tine. Și tu ești în atenția Lui. Pentru tine este în stare să trimită îngeri sfinți, să tăbărească lângă tine, legiuni de îngeri puternici. Pentru tine este în stare să dea popoare și țări pentru viața ta. Mergi înainte. Poartă-te frumos. Luminează în casa în care ești ales. Dumnezeu te-a ales, ești un vas ales de aici înainte. Lumina lui Hristos se va oglindi prin tine, iar tu vei lumina pe cei care vei intra în contact cu ei, părinți, familie, copii, soție, bărbat, bunici, frați. Iar revenirea Domnului Iisus Hristos, dacă vom face așa, va fi foarte repede. Testul credinței tale. Mergi înainte, pentru că Dumnezeu cunoaște dinainte sfârșitul lucrurilor. Încă înainte să te naști tu, până să te naști tu, când erai un plod în pântecele mamei tale, Domnul te cunoștea pe nume, așa spune acolo în Psalmi. El ne știe pe nume. Știe și perii din cap câți avem. Atunci, cum putem noi să ne văităm și să ne întristăm? Și nu, fraților. Haideți să ne bucurăm că suferim pentru Domnul. Bucurați-vă și veseliți-vă, spune acolo în fericire. Când din pricina mea oamenii vă vor ocorâ și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Măi, dacă ar fi așa ce spun oamenii, da, ne-am întrista, că nu ne-ar face cinste. Dar dacă sunt lucruri inventate, bucurați-vă, așa s-au purtat cu Domnul. Și noi suntem pe drumul cel bun, fiți tari. Dragii mei frați, merg înainte. Testul lui Dumnezeu. Testul credinței tale. Testul credinței tale. Aș vrea să vă spun acum la final că pe final marele test pentru întreg pământul va fi la fel. Poate că îmi veți spune cum, frate Marius, toți vor fi testați în același fel? Da. Marele test care se va da pe final, de aceea noi trebuie să fim în aceste timpuri, de asta suntem testați de Dumnezeu ca să putem să trecem testul cel mare. Astea sunt probleme și vorbe, să le lăsăm. Ce vei face când te va lua nevinovat și te va vorbi și te va lovi peste față, peste gură? Ce vei face atunci în timpul acela? Dacă n-ai știut să treci testul acesta, mic acum, n-ai putut să treci cu vedere. Testul cel mare va fi la final. Iar testul acesta se va da cu privire la închinare. Închinarea adusă lui Dumnezeu sau închinarea adusă satanei. Este foarte adevărat ceea ce vă spun. Dar satan știe că dacă se va rosti numele lui, pământul întreg nu l-ar accepta. Poate doar o grupă mică de oameni care îi se închină pe direct, numindu-se sataniști. Dar cei mai mulți oameni normali ar refuza să se închine lui. Așadar, el a făcut ceva ca să fie, să nu fie demascat. Închinarea adusă lui trebuie să fie la fel ca închinarea lui Dumnezeu. El pretinde că îl iubește pe Dumnezeu. Dumnezeu spune să ne închinăm în ziua a șaptea, care este sâmbăta, sabatul lui Dumnezeu, iar Satan vine și el tot cu o zi.
Dar ziua aceasta nu este sabatul, este prima zi a săptămânii. Dar el aduce ceva în vedere care are de-a face cu Domnul Iisus Hristos. Ce aduce? Că Domnul Iisus Hristos a înviat duminica. Și așa este. A înviat duminica, în prima zi a săptămânii. Dar Domnul nu a spus să ne închinăm duminica. Dar Satan ia prin învăluire, este dibaci în treaba aceasta. Și el spune, nu, sărbătoarea cea mai mare este că învia Mântuitorul. De fapt, el maschează răutatea lui. Pentru că cei care nu vor ține exact ceea ce spune Dumnezeu, nu vor fi mântuiți. Dragii mei frați, nu vor fi mântuiți. Vă spuneam despre Avram. El nu s-a dus acolo să aducă ardere de tot pe fiul lui la poalele muntelui. Sau să se suie în ultimul pe creastă și acolo. Nu. S-a dus la locul la care Dumnezeu i-a spus. El nu putea să-l aducă în altă parte. Dacă nu aducea acolo unde spunea Dumnezeu, Dumnezeu nu mai era cu el. Da, noi trebuie să ținem exact ceea ce a spus. Frate Marius, vrei să spui că contează detaliul acesta? Contează! Lui Moise îi se spune să vorbească stâncii. Știți ce a făcut Moise? A lovit stânca de două ori. Poate că nu vi se pare prea greu păcatul acesta. Pentru că a lovit stânca de două ori, Moise nu a intrat în Canaan, ci a murit pe muntele Nebo. Dragii mei frați, contează, cum să nu conteze? Este neascultare, iar neascultarea este păcat. Dumnezeu spune una, când asculți de Dumnezeu înseamnă că te închini lui Dumnezeu. Când nu asculți de Dumnezeu și asculți de Satan, înseamnă că ce faci? Te închini înaintea lui Satan. Mai clar de cum ne spune Dumnezeu, cum este mesajul acesta, nu știu ce am putea să mai spunem. Observ cum Duhul Sfânt face claritate, cuvintele acestea, cum le pune, ca să se înțeleagă foarte clar, să nu zică nimeni, nici cei care nu cunosc carte, măi, n-am știut. Ba da, pentru că de la ziua a șaptea până la ziua întâi sunt multe zile, dragii mei frați, nu e a șaptea și a șasea. Nu, este a șaptea și a întâia. Dumnezeu zice a șaptea, iar Satan zice ziua întâi, duminica. Și uitați-vă că majoritatea oamenilor după fața pământului aleg să-i slujească Satanei. Dragii mei frați, așa cum vă spuneam, marele test care se va da pe pământ, ultima bătălie, este pentru ascultare de Dumnezeu sau de Satan. Sabatul, sâmbăta, ziua șaptea sau duminica, ziua întâi a săptămânii. Aici se va da. Ceea ce observați dumneavoastră că se întâmplă pe pământul acesta, cu pandemii, cu gripe, cu tot ce vedeți dumneavoastră, toate acestea duc către lucrul acesta care vă spun. În ascuns lucrarea aceasta se face. Se pregătește terenul pentru guvernul mondial, un singur guvern mondial, o singură credință, o singură zi. Și ziua nu se dorește să fie ziua pe care Dumnezeu a pus-o, ci se dorește să fie pusă ziua întâi a săptămânii, duminica. De-abia atunci, când legea duminicală se va da, în momentele acelea, intrăm în linie dreaptă pentru testul lui Dumnezeu. Cei care vor accepta să se închine lui Dumnezeu vor deveni martiri ai lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne temem de lucrul acesta, că însuși Dumnezeu va lupta pentru noi. Cei care nu vor dori să se închine lui Dumnezeu, vor alege să se închine duminica. În momentele acelea, pământul se va împarte în două tabere. Cei mai mulți contra lui Dumnezeu, care se vor închina Satanei prin ziua aceasta, vor primi semnul fiarei. Această zi este un semn al celui care a pus-o, fiara. Iar semnul lui Dumnezeu, potrivit cu Ezechiel, capitolul 20, versetul 12 și 20, v-am dat sabatele mele ca un semn între mine și voi și sfințiți sabatele mele, care este un semn. Semnul lui Dumnezeu este sâmbăta, ziua șaptea, iar duminica, ziua întâia săptămânii, este semnul fiarei, semnul Satanei. Dar acum nu este, la darea legii duminicale, care deja este aproape, gata.
ne așteptăm din clipă în clipă să se audă sunetul străjerilor care anunță că legea duminicală a fost dată. Atunci am intrat în linie dreaptă, în momentele acelea. Acela este testul credinței fiecăruia. Dar ca să poți birui și să poți asculti de Dumnezeu, trebuie să fii testat în lucrurile acestea mici acum, pe care se pare că nu le poți trece tu, cu niciun chip și nu dorești. Cum vei crede că le vei trece pe cele mari, când națiuni și puterile pământului vor fi contra noastră? Fraților, am observat un lucru. Și poate că și dumneavoastră ați observat. Vom fi urâți de toate neamurile, pentru că am ales să-i slujim lui Dumnezeu și să ne închinăm în ziua aceasta de sabat. Poate că îmi veți spune, cum, Marius, chiar așa, în timpul nostru? Haideți să gândim logic. A început virusul acesta, coronavirusul, COVID-19, în China. Deodată, poporul chinez, am început să nu-l mai privim așa cum îl priveam până acum. Da? Am început în inima noastră să-i urâm pe oamenii aceștia, măcar că nu ar trebui niciodată. Ba mai mult, frații noștri care sunt în străinătate, care vor să vină acasă, am fi vrut ca să închidem granițele, ca nu cumva să mai vină peste noi. Am început să-i urâm și pe aceștia, să ieșim în stră, să protestăm. Veniți acum să ne îmbolnăviți voi. Vedeți cum de repede se schimbă omul? Dar gândiți-vă atunci când vom fi scoși în afara legii. Da? Cum se vor purta oamenii cu noi? Aduceți-vă aminte că pe timpul Domnului Iisus Hristos l-au lăsat pe Baraba în pace, care era un criminal, și și-au întors privirile către Iisus Hristos și l-au condamnat pe Creator la moarte, în timp ce lui Baraba i-au dat drumul. Dragii mei frați, crucea care trebuia să fie pusă pe umerii lui Baraba a fost luată și pusă pe umerii lui Hristos. Să știți că ne așteaptă vremuri tulburi. Privirile nu vor mai fi ațintite către oamenii care fac rele pe final, ci privirile vor fi ațintite doar către copiii lui Dumnezeu și vor fi puși în numărul celor fără de lege. Dumnezeu să aibă milă de noi și să fim lumini pe pământul acesta, ca oamenii să se trezească și să încheie legământul cu Domnul. Dumnezeu să ne trezească, dragii mei frați, la realitate și să ne pregătim pentru cer, căci vremea este aproape. Pun din nou întrebarea. Testul credinței tale trebuie să înceapă și acceptă-l și treci cu bucurie prin el, ca să poți să poți trece prin încercarea cea mare care va veni peste întreg pământul. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți, dragii mei frați, acum și în veci de veci. Amin. Fraților, înainte să mă rog, am o rugăminte la dumneavoastră. Avem frați care doresc să ne rugăm pentru ei. Poate că ați scris și în seara aceasta să ne rugăm pentru dumneavoastră. Mâine, frații, de la ora de rugăciune, pentru că nu pot ca să stau să urmăresc mesajele și să... Îmi e foarte greu. Mâine, frații, de la ora de rugăciune, da, pot nota pe cei care doresc să vă rugați, să se roage pentru dumneavoastră, să pună problemele dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu și lăsați scris acolo pentru ce vreți să se roage frații mâine, la ora de rugăciune. În seara aceasta am câteva suflete pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră. Vreau să-l aduc pe Cornel să continuăm, să strigăm la Dumnezeu pentru el, pentru familia lui, pentru problemele pe care le are și Dumnezeu să-l scoată biruitor. Iar testul acesta al credinței lui, el să iasă înainte de mână cu Domnul din el. La fel, Denisa, o fiica lui Israel care dorește să încheie legământul cu Domnul, Domnul să o binecuvânte și pe ea și să-și crească copilașul în temere de Domnul și să se pregătească
că timpul revenirii Domnului este aproape și foarte curând vom pleca după pământul acesta și vom merge acasă, unde nu va mai fi lacrimi și durere. Avem de asemenea pe Alesia și pe Ionică, care mama lor doresc să înălțăm rugăciuni pentru ei să se întoarcă la Dumnezeu. De asemenea, pentru sora Lidia, dorește această soră curățire și apropiere de Dumnezeu. Să o punem înaintea lui Dumnezeu. La fel avem o soră bolnavă, care are probleme grave de sănătate, metastază. Aș vrea să vă spun celor care sunteți bolnavi că să nu vă temeți de moarte. Nu. În împărăția lui Dumnezeu vor intra oameni care au fost bolnavi pe pământul acesta, dând metastaze, dar nu vor intra oameni bolnavi de păcat. Așadar, noi să punem mai mare preț, să ne curățim înaintea lui Dumnezeu, da? Ca El să curățească cu sângele Lui caracterul și inima noastră și noi să ne pregătim pentru cer. Vreau ca această soră, Lenuța, să ne asigurăm că îl cunoaște pe Domnul. Acesta este primul lucru. Mai mult decât vindecarea ei, primul lucru să-l cunoască pe Domnul și să-l accepte pe Domnul în viața ei. Și apoi celelalte spune că ni se vor da pe deasupra. Dacă Domnul consideră că trebuie să trăiască și să se vadă puterea Lui, să trăiască. Și ne vom ruga pentru lucrul acesta. Dar îmi place cel mai mult să știu că femeia aceasta s-a împăcat cu Dumnezeu. Am primit astăzi un mesaj care m-a emoționat și l-am copiat să-l aduc înaintea dumneavoastră. Este vorba despre sora Petronela. Această soră care vă spuneam eu că era, nu vă spun biserica unde este dânsa, dar Domnul a scos-o de 3 ori, a auzit vocea când i-a spus, ieși afară din biserica aceasta. Și când a mers acasă și a deschis Scriptura și a dat, imediat a văzut adevărul despre sabat. Și femeia de atunci, măcar că are rude predicatori în biserica aceea, de atunci ea încearcă și păzește cuvântul lui Dumnezeu, sabatul. Astăzi am primit un mesaj de la dânsa și vreau să-l pun înaintea dumneavoastră. Și spune așa, am o mare rugăminte la voi, frații și surorile mele, care sunteți acolo. Am nevoie de rugăciune. Dacă nu este un deranj, sunt atât de repusă, nu mai am parcă răsuflare. Simt o lipsă de putere în trup și suflet. Cel rău se ruptă foarte tare să mă răpună. Îmi vine să strig în gura mare după ajutor. Aici, cum v-am mai spus, nu are cine să mă susțină în rugăciune. Sunt singură în zonă și nu am cu cine să mă unesc în rugăciune. Nu-i ușor să fii singur în vremuri ca acestea. Voi sunteți deocamdată frații care mă puteți ajuta. L-am rugat și îl voi mai ruga pe Dumnezeu să ridice frați și surori, să fim mai mulți. Și aici, nu știu cum va face, El știe, a să fim aici, acolo în zona dânsei. Și nu știe cum va face El. El știe. Dar de-abia aștept. Vă rog frumos în numele Domnului Iisus, nu mă uitați. Mai dați de veste pe unde puteți. Este chiar alarmant ce mi se întâmplă. Știu că celui rău nu îi place, că Domnul m-a trezit și mi-arată care este adevărul în Scriptură. Și încheie sora cu o laudă la adresa lui Dumnezeu. Dragii mei frați, o punem și pe sora pe lista noastră de rugăciune, sora Petronela. Și Dumnezeu să se îndure de copiii lui și sunteți mulți oameni buni, mulți pe pământul acesta, care suspinați și plângeți cu dor pentru Domnul Iisus Hristos. Vă invit la rugăciune, să plecăm capetele în rugăciune
și îmi place să vă uniți împreună cu mine în aminori și să luăm parte la ruga aceasta. Să strigăm din piepturile a 204-205 frați care suntem în direct, să strigăm amin din toată inima ca Dumnezeu să răspundă. Haideți să plecăm capetele. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, în aceste momente solemne, la terminarea prezentării din cuvântul Tău, Te rog din toată inima să primești, Doamne, mulțumire. Din toată inima, Doamne, slavă, cinste și închinarea noastră, pentru că ești așa de bun cu noi. Îți mulțumim pentru sabatul pe care l-am început împreună cu Tine. Doamne, noi am înțeles că noi trebuie să ne odihnim așa cum Te-ai odihnit Tu. Tu nu aveai, Doamne, nevoie de odihnă, pentru că Tu ești Creator. Dar lucrul acesta L-ai lăsat ca un exemplu pentru noi, ca noi să facem ceea ce ai făcut Tu. Îți mulțumim, Doamne, că am înțeles lucrul acesta și că Tu ne-ai descoperit. De aceea Te rog, atinge-Te de inima fraților mei care urmăresc aceste prezentări, ca toți să înțeleagă adevărul acesta mare, măreț și minunat și să sărbeze sabatul așa cum Tu l-ai sărbat. În momentele acestea, Doamne, îți mulțumesc pentru mesajul din seara aceasta. Doamne, suntem testați. Ajută-ne, Doamne, să răspundem cu bucurie testului și să fim, Doamne, pregătiți pentru marele test care se va da la final. Acum, în aceste momente, aduc înaintea Ta pe Cornel, binecuvântă-l, pe Cornel, fratele meu, prietenul meu drag. Binecuvântă-l cu putere și ajută-l ca testul credinței lui, el să strălucească ca un diamant în lupta aceasta în care a pornit împreună cu cel rău. Te rog să binecuvânți pe soția lui, pe Claudia, să binecuvânți pe copila lui și fă, Doamne, ca această familie să fie mare pentru Tine. Te mai rog, Doamne, pentru Denisa. Are un copilaș micuț, ea vrea să ți-l dăruiască Ție, să-l crești Tu, Doamne. Ai grijă de ea în familia aceasta. Este greu când unul te cunoaște și celălalt nu te cunoaște. Doamne, fii cu ea. Întărește-o în credință și șterge-i, Doamne, lacrimile și alină-i, Doamne, suferința. Fă-Te cunoscut prin fata aceasta familiei ei, iar membrii familiei uitându-se la ea să Te vadă pe Tine. Te mai rog, Doamne, pentru Alesia și Ionică. Doamne, întoarce această familie tânără la Tine, Te rog din toată inima mea. Nu-i lăsa să se înstrăineze, să meargă pe drumuri pustii, pe cărări departe de Tine. Întoarce-i înapoi. Pentru sora Lidia, dorește curățire spirituală și o apropiere de Dumnezeu. Oferă-i-o, Doamne, oferă-i-o. Aducem de asemenea înaintea Ta pe Lenuța, care are probleme grave de sănătate, metastaza. Doamne, cancerul a cuprins între corpul. Doamne, noi cunoaștem și știm lucrul acesta, că această boală în fața Ta e nimic. Tu ai vindecat oameni mai bolnavi. Tu ai înviat pe morți. Tu ai coborât, Doamne, ai coborât în cuptor, ai coborât în groapa leilor. Doamne, Tu poți să faci minuni, Doamne. Tu ai învins moartea, Doamne. Tu poți să faci treaba aceasta. Dacă este voia Ta, fă să se vadă puterea Ta cu această soră și ea să vadă lucrul acesta. Dar îmi doresc din toată inima ca sora Lenuța să Te cunoască pe Tine, Doamne. Aceasta este dorința mea cea mai mare și dorința Ta. Ajută, Doamne, ca să se îndeplinească lucrul acesta. Aducem și pe sora Petronela înaintea Ta. Se simte singură acolo în locul unde stă dânsa. Toți nu o înțeleg și așa este, este neînțeleasă, pentru că copiii lui Dumnezeu sunt neînțeleși pe pământul acesta. Măcar că vorbim limba semenilor noștri, nu ne înțelege nimeni pe pământul acesta. Doamne, mă bucur că Tu o înțelegi și fă, Doamne, ca în comuna ei să încolțească semințe, oameni care să Te cunoască și să Te dorească din toată inima și împreună cu toți să strigăm și să-Ți aducem slavă, cinste și închinare. Ai grijă de ea, nu lăsa pe cel rău să se folosească și să lovească în ea, nu, Doamne, ci Ți-o încredințăm în mâna Ta și ai grijă de ea ca această fiica lui Israel foarte curând să încheie legământul cu Tine.
Binecuvântă, Doamne, pe toți care te iubesc din inimi curate. Și fă, Doamne, ca de aici înainte să trecem testele pe care le avem de trecut cu bucurie, să nu mai vociferăm și să sărim în sus. Și trecând testele acestea mici, să ne pregătim pentru marele test care se va da la final și să-l trecem. Este examenul final. Să-l luăm, Doamne, și să ajungem acasă la Tine. Îți mulțumesc că mă asculți, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Dragii mei frați, înainte să ne iau la revedere de la dumneavoastră, aș vrea să vă amintesc programul pentru mâine de dimineață, da? De la ora 9 va fi program la ora de rugăciune, de la 9 până la 9:45, 9:50 de minute. Fratele Sergiu sau fratele Valeriu va fi de dimineață, nu știu sigur, dar unul din cei doi frați. La urmă, la ora 10 până la ora 10:50 de minute va fi școala de sabat. La ora 11 până la ora 12:30, din nou vom avea programul de prezentare a Cuvântului Dumnezeu. Nu știu exact cine va prezenta, poate că în seara aceasta vom și pune. Și mâine, după amiază, de la ora 18, se va transmite din nou Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți, să ne ofere un somn odihnitor, iar mâine de dimineață să ne trezim la lumina zilei împreună cu Domnul. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Nu vreau să las lucrul așa, aș vrea să las așa cum am promis fraților mei. Izvor de har în sincerat adus la Golgota și Yeah.